Bine v-am regăsit, oameni dragi, în Haugă. A. Mereu mă, mă amuză să pronunț numele satului. Bravo, Ionita, ai fost, a. ai fost cu o idee bunicică aici, nu pot să zic. Trebuie să-ți dăm credite. Bine v-am regăsit, oameni faini, din nou pe Life in the Village 3. Englezul din mine iasă la suprafață. Americanul, aș putea să zic. Ne-am întors după 3 săptămâni de pauză și se pare că oamenii noștri de pe aici sunt la fel de voioși ca și înainte. Măghii, domnul Măghii, cam stă degeaba, trebuie să-i dăm ceva de lucru astăzi. Prin urmare, pe ordinea de zi o să avem upgradarea turnurilor. Vreau să vedem dacă, după ce upgradez turnurile, cărțile noastre o să primească și armură și chestii de genul. Că atunci aș putea să le dau armură de cupru și alte lucruri de... What? A, da, mie îmi scrie altceva în Dar aș putea să le dau armură de cupru și arme de cuplu ca să fie un picuț, un picuț mai puternici în caz de ceva. Dar înainte să trecem la upgradarea turnurilor, am văzut că minerul nostru are o mică problemă. Așa că m-am îndreptat cu pași repezi aici să vedem care e buba lui. Domnule, cum te cheamă pe tine? Easton. Domnule, Easton, ce problemă aveți? Ah, Easton ar vrea un pickaxe. De stone, ca să-și continue treaba. Păi și nu... Nu mai are instant pickaxe de stone. Ok, o să-i furăm stone de aici. Și am la mine ceva de ăsta din ce văd eu, ceva uh, bețe. Și o să-i fac la domnul instant 3 pickaxe-uri, ca să nu mai aibă probleme. Domnule, 3 pickaxe-uri ar trebui în teorie să-ți ajungă, mă gândesc, nu? Să le punem unul în invent... De fapt, punem două aici. Uite așa, e, două pickaxe Are și două lopeți acolo. Deci ar trebui să fie în regulă doșorul Eastern. Du-te, domnule, înapoi la mine. Ia uite, și deci, cum are chiuzdănelul la lui cu pickaxe, cu treabă, cu piatră, cu socoteri. <laughs> e prea tare omul. Și acum trebuie să mergem la Mr. McGee. Să... De fapt, cred că pot să-i dau upgrade de aici la turn, dacă stau bine să mă gândesc. Aș putea pur și simplu să dau un click dreapta pe treaba asta de aici. Și undeva pe aici, pe undeva, Selection Tool, nu, nu de aici. Uh, building statistics. Mm, minimum stock. Nu, ok. Deci pot să adaug un minimum stock la chestia asta. Ok. Settings. Patrol. Bla, bla, bla bla bla. De aici din main ar trebui să fie treaba. Dar nu de la inventar mai mult ca sigur. Building options. Așa, build options. De aici. Uh, Nordic Spruce. Perfect. Builderul o să fie Mr. McGee. Că altul nu avem și o să aibă nevoie de upgrade. Pentru ăla -o, o să avem nevoie de niște white stained glass din ce văd eu. Sprus avem, nu se pune problema. Cabăl văd că avem. Hai să dăm un upgrade. Hai să dăm un upgrade și să vedem ce se petrece și ce se întâmplă. În același timp, în teorie, ar trebui să-mi arate aici de ce materiale are nevoie domnul Măghii pentru toată treaba asta. Și se pare că vine și seara. Ceea ce înseamnă că o să tragem un puius de somn și după aceea o să vedem ce? De ce are nevoie doșorul măghii? Tânărul Măghi s-a mișcat destul de repede, pare să că acum și iată că turnul nostru este gata. Acum trebuie să găsesc eu unul dintre guștile ăștia de gardieni, cred că ăla de acolo -i. Dar tot vreau să apăs Z, să dau zoom. Jesus, pufule, <laughs> trebuie să văd un pic dacă tinerii noștri gardieni today, primesc și... Pot să dau recall worker, nu? Recall worker, If ia să vedem. Am... Oare primești armură de... O, cum îi spune? De cupru? Hmm? Ar trebui să-ți faci și ți-o armură de cupru, oare? Să vedem dacă primești. Pe deci că ar trebui. Măcar să o pun în... Să o pun acolo în, spune să-i spun, în inventar la chestiuța aia și poate, poate și eu ia omul. Aici ar trebui să am, ar, a, să am armură, să am cupru, mă refer. Bun, facem o armură de cupru, uite așa. Facem și o caschetă, și poate hai să facem și o sabie de cupru, why not? Why the heck not? Facem și o sabie și ne ducem să vedem, nu știu un mod normal dacă are level 2 turnul, dacă pot să, să nu să upgrade, să pun să lucreze aici două persoane. Ar fi o treabă chestia respectivă, nu? Pac. Facem chestiuța asta. building turnul deocamdată nu ne trebuie, așa că să-l punem acolo. Și ce o să fac acum este să fug repede, repede la celălalt turn și dau upgrade și ăluia. Poate că în momentul în care se întoarce soldatul nostru, gardianul nostru, poate că atunci o să avem posibilitatea să vedem dacă o să-și ia cumva, cumva, omul nostru armura pe el. Chiar dacă nu-și acum armura pe el, măcar e acolo și în caz de orice, who knows? Poate o să mai dăm încă o dată upgrade. Pare că nu ne ia chiar așa de multe resurse și chiar așa de multe materiale să dea upgrade la turnuleți. Adică nivelul 2 din turn ne-au luat niște piatră, câteva scăruțe, treburi, socoteli. Ok, Eric, a, el a început să lucreze la turn. Mă și gândeam ce Dumnezeu, dar nu s-a angajat acum ca și gardian și numai builder. <laughs> Eram bulversat, nu înțelegeam ce se petrece și ce se întâmplă. Petre, nu vii să-ți iei? Nu vine. Dacă îți dau un recall. Ia, uite, vine cu acel Recall worker. Nu vreau să-și armura. Posibil să pot să manage workers. Ha. Archer. Pot să angajez un archer? Apare nu. Ok. Asta e viața. Deci probabil că trebuie să dau un picuț mai mult upgrade la chestiuța asta de turn ca să poată să-și ia oamenii ăștia armură mai șmecheră pe ei sau să facă alte treburi de genul ăsta. Da, no. încet, încet cu treaba bună le facem pe toate. Cred că în plan pentru astăzi o să fie, după ce terminăm cu turnurile, să vedem dacă mai are să nevoie de ceva, îi trebuie spruce logs, îi trebuie oak planks și trebuie un spruce door. Ok, hai să rezolvăm pe băiatul nostru. Spruce avem prea mult chiar, aș putea să zic. Vă uite, așa și facem niște... De fapt, am plank-uri aici, deja nici nu mă interesează să facate. pac Fac, facem treaba asta așa. Ne ducem aici. Îi aruncăm direct aici în inventar chestiile astea. Pam, pam și pam. Și ou că ar trebui să aibă, uite, aici câtva. Bam și pac. Are și o planks, Acum, în teorie, ar trebui să aibă tot ce trebuie. Torțe, văd că are cam puține. Ca temet îi trebuie și torțe acum. <laughs> Se lea de ea la clădirea cealaltă, ce Dumnezeu tot să chinui atâta. Ia uite-te, mă, că mi-o dată ăștia un tort, fiindcă m-am jucat 55 de zile. Băi, ești nebun la cap. Mă uitam un picus pe aici, prin challenge să vedem cam în ce direcție ar trebui să mergem next. Și challenge-urile de pe My Colonies, sau My Colony, ceva de genul ăla, mă îndreaptă către un forester Hut. Problema este în momentul de față că eu dacă fac un Forester's Hut, omul o să strângă lemne destul de greuți din punctul meu de vedere, părerea mea. Și mi se pare că eu o să le strâng mult, mult mai repede dacă o să le iau cu, cum îi spune, Vein Miner sau cum doamne spune la FTB Mine sau, da, așa, FTB Ultimine. Pardon, mă scuzați, mi-am uitat modul. Mi se pare că o să le strâng mult mai repede cu ultimine -ul decât le ar strânge ei... Cu, cu un forester sat. Dar, până la urmă, trebuie să-l facem și pe ăla dacă vrem să progresăm un pic mai departe în modul nostru. Aș putea să-l pun la requested, uite aici, că nu pare să fie chiar atât de greu de făcut și chiar aș putea să fac unul și să-l plantez undeva și să-i dau omului respectiv de lucru, ca să zicem așa. Să nu știu dacă vreau să-l fac pe la prima dată. Sau, oare ar fi o idee bună? posibil să fie o idee destul de bună. Din ce vedem aici, ne duce quest-ul în direcția asta, după care mi se deblochează warehouse-ul, pe care oricum vreau să-l fac la un moment dat, ca să am o zonă unde să stochez toate chestiile pe care le am în inventare la restul clădirilor, toate itemele, și după aceea de aici mă duce fie în direcția unui curier, fie în direcția unui restaurant ca să poată să mănânce oamenii noștri, ne duce și în direcția unei ferme și așa mai departe. Deci ni se deblochează mult mai multe lucruri. Bine, se deblochează oricum, pot să le fac în momentul de față, să le construiesc, să le pun pe unde vreau, doar că trebuie să mă duc pe linia questurilor dacă vreau să-mi quest questurile și să primez rewardurile, care nu schiau așa de rele, I mean, ne dă experiență, ne dă niște chestii totuși. Nu știu dacă avem gardien noi, dar văd că unul îmbrăcat în cuplu. <laughs> Băiatul nostru, ia, stai, bă, nu mai închide ușa asta, așteaptă, lasă-mă să vin după tine. Băiatul nostru, din ce pot eu să văd? Uh, nu, pe tine vreau să Day dau tine, ok. Și cum job, ce job ai? Are jobul de night, knowledge și așa mai departe, familie, happiness, inventory mă interesează. Îmbrăcat în dar dai cu o sabie de piatră. Deci, practic, nu poate să folosească sabia de cupru, dar măcar s-a îmbrăcat omul și-a luat armura pe el. Și nu știu dacă și-a luat-o de aici, Ia să vedem. Nu, nu și-o de aici. Deci adică înseamnă că e celălalt care era la turnul de acolo. Până la urmă și-o luat armura pe el. S-ar putea atunci și domicioara Guardian să-și armura până la urma urmei. M-am decis până la urmă să fac Forrester Hatul ăsta și am zis că cea mai bună idee probabil ar fi să-l punem undeva lângă mină. Pentru că pe aici am putea să lăsăm, din punctul meu de vedere, ceva pădure mai deasă, părerea mea, zic eu. Și pare să fie destul de mărișor din ce pot eu să văd aici. Cred că nivelul ăsta pe care în momentul de față ei s-ar potrivi, tot ce trebuie să fac este să-l întorc în așa fel încât să vedem unde naiba o să fie intrarea. În momentul de față nu știu. <gângătă> nu știu dacă e aici sau... <coughs> Jesus, o să mor. Deci aparent intrarea în partea aceea, ce înseamnă că ar trebui să stea cu fața în coace așa și să fie mutat un pic, un pic mai în spate. Deci, țineți minte că, și luați în considerare faptul că, <laughs> Forester hat arată așa de mare la nivelul 5, parcă la ultimul nivel. La primul nivel o să fie un picuț, un picuț mai micuț, nu o să fie chiar așa de mare. Atunci aș putea să-l pun probabil ceva în genul ăsta. Nu cred că aș vrea să fie... Gen, cum să zic eu, să fie la boloboc cu costa de aici, ar putea să fie un picuț mai în spate sau un picuț mai câș sau mai în stânga sau mai în dreapta sau mă rog și aia ar da o tentă satului nu l-ar face să arate chiar așa de simetric, lucru care ar fi ciudat un picuț din punctul meu de vedere ce ar putea să fac chiar ar fi să îl congratulations you got one copper coin daily reward claim Ok, thank you, thank you, mulțumesc frumos. <laughs> Ce aș putea să fac ar fi să-l întorc probabil în partea asta și să fie intrarea aici așa și atunci să-l pun ceva în genul ăsta și să-l fac la vreo 1, 2, 3, 4, poate 5 blocuri distanță de um, atul nostru de miner. Poate un picuț mai la dreapta. Ceva în genul ăsta. Poate așa o să arate lucrurile oleacă, oleacă mai diferit. Să nu fie chiar așa de simetri și toate chestiile. Că după aia parcă... Hai de nou, știi, dacă le faci pe toate la Boluboc și la linie, mm, arată ciudat dacă pui toate clădirile chiar așa la linie. Bun. Trecem înapoi la level 1. Îi dăm o bifă să îl facă băiatul nostru constructor. Și ce o să trebuiască să fac acum este să mă apuc să curăț copaci ăștia de pe aici. Uite, ăsta e aproape jos. Ăsta e aproape jos. Și pufle, du-te, fă un topor nou și curăță tot copaci acum. E, mi-am dat de lucru singur. Op, avem un mustăcios care îi tăietor de leane. Ia uite, Eric. Încă un Eric. Ăsta e Eric cu capa. Deci pe ăsta, ăsta e diferit puțin el față de celălalt Eric. Dar domnul nostru a terminat într-un final, cum zice, hatul nostru pentru teatru. Mă rog, că bănuța asta în care o să se taie lemne arată ciudat pentru început. Adică primul nivel arată dubios de tot, dar aș putea să pun la băiatul ăsta nostru aici un topor de piatră. Cred că l-ar ajuta destul de mult treaba asta. Și de la unul dintre gardienii noștri, la una dintre, unul dintre gardieni, unul dintre gărzile noastre, nu știu exact cum să zic, avem un mic quest de făcut. Trebuie Cureza. să bat practic 10 zombalei. Așa că în seara asta stăm frumos și căutăm zombalei, să mergem să le dăm șfecla. O zis că îmi dă un premiu dacă bat 10 zombalei, că avem nu știu ce problemă cu o infestație de zombi prin pădurile noastre, că pui mei, că nu știu ce, că spun el pe acolo chestii. Și acum trebuie să stau să caut zombalei. Uite acolo, cred că văd unul. Asta este primul pe lista noastră. Primul zombilău. Zo Trebuie batem prima dată pe Angelo. Ha! L-a rezolvat și pe Bine mă, zâmbilăule, încoace ca un schelet, mă, never mind. What the heck? Am crezut că-i zâmbi. Mamă, dar câtă viață are băiatul nostru? Fratele meleu! Potolește-te puțin! Mai scade și tu din viața aia. Dar zombie, man, unde zombi. zombie? Cum adică avem o infestație de zombie prin apropiere și nu găsesc niciun zombie? Cum vine treaba asta? Explicați-mi și mie, vă rog frumos. Primul zombi. Sper să nu mor de la scheleți până atunci. Al doilea zombie. Văd că vine și al treilea către mine. Au, 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 au. Trebuie să fug un picut să mănânc. Uuuh, oh, de capul și de... Nu vreau să mor ca și pe breaza haiducilor de la scheleți. Come on. Do Băi, mi am mai murit zomba Nu ți-ar fi puțin rușine la... Băi, oh, te pui, mai cu de ăla. Nu e ok, nu e ok, nu e ok, nu e ok. Nu Trebuie să dea cumva în zomb... Dar nu, că zombalăul se scufundă. Că doar de ce nu? Uh, cu o inimioară! Cu o freaking inimioară! Ia mor și tu un plus, dragă domnule. Thank you very well. Nu știu cât zombale am bătut. Cred că am avut 3 sau 4. Cred că 3 au fost, de fapt. 3 zombale. Trebuie să mai căutăm. Problema este că am găsit o grămadă de scheleți aici și nu prea îmi place când găsesc o grămadă de scheleți. Că ăștia, în ultima perioadă din ce am făcut... What the heck? Mi-au pușcat urechile. Uite cu zombi. Ia de aici, prietene. Și cred că am mai auzit unul, nu? Da, am mai auzit unul. Uh uite uite și pe al cincilea. Încet, încet, cu treabă bună, facem. Uite încă unul. Oh, mai mulți. O, oh, da, creeperul ăla nu, 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 arată bine deloc. Vine încoace. Vine încoace să-ți dau una freză. Oh. Mini zombi și un în spate. At ok. Atât. Nu <laughs> te bate-l. te bate Bun. S-a rezolvat un picuț, un pic de problema aici. Mamă, ce gașcă am după mine. Mamă, 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 Ok, pe păi i a rezolvat. Patru zombi. Un mini zombi. Deși cred că e hască la. Ia de aici, prietene. Ah, de-abia aștept să dată cu challenge-ul ăsta să pot să dorm. E prea, mare scandal aici dacă nu am și o niște fier sau chestii pe mine și aia și am nevoie de oare? rot în flash nu cred că o să întrebească și nici asta. în schimb oase oasele sunt binevenite cred că am omorât până acum 9 ceea ce înseamnă că ne mai trebuie încă unul. Nu știu dacă se pun husk ca și zombi. uite la! mă. Mm. Deci în teorie în momentul de față ar trebui să am 10 zombi bătuți. Cineva trage după mine. Uite-l mă. Ha! What the heck? What the heck happened there? Bă, ce Jesus Christ, nu vine să cred cum la cu chestiile aia și cu efectele alea mini cu... Cât de tare mob în mod pe acolo ăsta? Ce se întâmplă? <laughs> nu i corect ce se întâmplă. Uite și o balenă acolo. Și <laughs> zombie la micuțu. Ia, prietene, să vedem. Am reușit să facem challenge-ul sau nu am reușit? Okay. Clic dreapta pe tine. Oh, thank you! Și ce mi-a dat? You have successfully completed the quest the zombie menace. Ok, da, am primit ceva? N-am primit nimica. Păi eu zis că am dă cadou, m au mințit pe față. Meet your fight. Ok, măcar am făcut un challenge aici. L am făcut asta cu scheleții și primim niște experiență. Și l-am făcut asta cu zombie din care arăși. primim niște gold, niște experiență și alte chestii de genul ăsta. Aia e de bine. Îi de bine, îi de bine. Alte quest-uri pe aici văd că nu mai avem făcute, nu? Yep. Suntem cam chelioși pe partea de questuri. Asta este viața, n ce să facem. mi ciudă că am murit cu niște experiență la mine, ceea ce putea ah, puteam să folosesc mai, de, mai încolo când făceam roți de diamante să închintez niște chestii. Da, ce știe, până atunci mai facem în și de alte chestii. Tu, domnule Eric, uh, ai Elward, oh, tu ce bine. dorești? Îi trebuie shears. Pentru ce trebuie shears? Că nu înțeleg. I trebuie shears ca să ia frunzele de la copaci? Păi, voi știți? Uh, unde avem? Avem aici ceva opțiuni pentru chestia asta. Minimum stock, selection tools, settings, ok. Replanting, on. Uh, zoning mode, văd okay. că off. Break leaves, on. Priority, use shears, off. Nu ne trebuie shears, prietene. Nu vreau să folosesc shears. No, 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 no. It's ok. We don't need shears. I will work on it. Dar nu vreau să folosească shears, vreau să spargă alea. Că nu o să am ce să fac cu atâtea frunze până la urma urmei și dacă el ia frunzele cu shears. Problema este că o să... Nu o să mai aibă sapling-uri. Aia buba. Nu o să aibă seplinguri dacă, dacă le ia cu shears. Totuși o să-i fac o pereche de shears din cupru. Cred că astea ar trebui să fie bune lui. Și să mă duc să le dau în caz de orice. Eu sper să nu s puce din nou. Mă repet. Sper să nu se apuce să-mi spargă frunzele cu shears, că o să le iau de urechi. O să le iau de urechi și o să-l tăvălesc pe aici, iar nu o să se vadă. It. Um, hm? What is it? please remind me later, try to cancel that request. Hm? Ok, it? hai că ți le pun direct în inventar. Pam, poftim. Now, are you ok? Ce-ți mai trebuie acum? So. Um, îi trebuie un how? Îi trebuie un freaking how. Dar ce vrei să faci cu hoe, frate? De ce trebuie la forest Hut un how, că nu înțeleg? Hmm? Poftim, ai și hoe acum. Ce poți să-ți mai dorești pe viața asta, pe lumea asta? Zici și mie. If you say so. I need a hoe, Dude, I just gave you one. Ah, ok. S-o potorit. S-o dus. S-o cărat. Ah, pentru că i-am dat să spargă leaves-urile și atunci le sparge cu un hoe. Oh! I see. Măi, o să trebuiască să iau și să plantez și niște lemn de oak pe aici. Că din ce am văzut ne mai trebuie lem de oak pe aici, pe acolo și 100% băiatul ăsta o să strângă orice copac îl găsește pe o rază de naiba știe cât. Punem astea aici, deocamdată, ca să aibă de rezervă și o să mă duc să iau niște... Tu ce faci, mă? Dormi în post? <laughs> o să mă duc să iau niște saplinguri de ochi și să le plantez pe aici, prin zona asta, ca să aibă omul ce să spargă. Până atunci văd că se ocupă de... Da. Se ocupă de copaci ăștia. Nu știu care e problema și de ce au rămas blocat, dar... Bănuiesc încet, încet cu treaba bună își face el treaba aia. Eh, cât poate și el acum, cât poate. Oricât de mult mi-ar plăcea să mă bazez pe coloniștii mei pentru a aduna resurse și alte chestii de genul acesta, ar trebui să mă duc eu la minat o perioadă pentru a -mi aduna yeah. diferite resurse, fie că este vorba de fier, aur, zinc, nu știu dacă ne interesează chiar așa de mult în momentul de față, cuprui destul de ok și... Da, aș vrea să ajung în direcția în care să am niște unelte și niște armură un pic mai tare pentru mine personal. coloniștii ăștia se descurcă ei în momentul de față cum sunt. Plus că o să-i apăr eu, că doar sunt conducătorul lor ce naiba. Și am vrut să-mi fac un backpack. Un backpack pentru care avem nevoie de patru bucățele de uh, piele și pe care nu știu sigur dacă le am pe aici, sincer să fiu cu voi, că nu m-am mai uitat de mult. A, le am. Dar, Căutând, căutând, piele, am vrut să mă duc la pescar să vedem dacă are pescarul niște piele. Și pare se că pescarul nostru cred că a rămas fără undițe. Deci pe lângă pe ăsta pe care o să-l facem momentul de față și care în mod normal cred că ar trebui să putem să-l punem probabil așa. Nu mai trebuie să văd care cum îi spune, care e tasta de pe care pot să-l deschid. Dar înainte să fac eu treburile astea, să mă uit de taste și să mă duc la mina și să fac alte chestiuni de acest gen, o să fiu nevoit să fac treaba asta. Prima și prima dată. Să mă duc să îi îndeplinesc dorința pescarului ca să aibă cu ce să mai pescuiască, să nu rămână în aibii fără undițe și fără chestii. De că... Ui, ui. Ia, clic dreapta. Bineînțeles că trebuie o undiță, nu? Fac, trecem aici în inventar, pam, pam și pam. Pești avem, dar n-aveam destul oricum n-aveam destul de, oh, -aveam destul de acolo. Noroc că am avut prin chesturi ca să fac backpack-ul. Și acum, din ce am văzut eu, uh, sophisticated backpacks, ok? Deci, tu, în mod normal, dacă dau un use pe tine, poți să te colorezi ok, -uță, și poți să-ți dau upgrade la cupru. Ok, avem destul cupru, sau so, why the heck not? Ia să-i dăm un upgrade la cupru repede la backpack nostru. Cupru, 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 cupru. Oricum am fost un pic, un, am fost un pic, un pic laminat. Și mi s-a umplut inventarul și am zis, man, îmi trebuie, backpack. Ok, și tu? Ție poți să dau upgrade la fier, aparent. 1, 2, 3, 4 bucăți, parcă trebuie? Te punem acolo și facem pac, 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 pac. Și avem un backpack de fier acum și după aceea putem să-ți dăm mai departe upgrade și la gold, când o să avem loc. Când o să avem destul gold, pardon, nu loc. <laughs> ok, ok, destul spațiu. Încă două inventare, aș zice eu, nu? Trei rânduri, practic. 1, 2, 3, 1, 2, 3, deci sunt două inventare. Perfect, perfect. Și din câte știu, astea au și upgrade-uri. Backpack-urile astea din Sophisticated Backpacks știu că au și ceva upgrade-uri pe care poți să le folosești mai departe. Storage Solutions. Um backpack. Mi-a dat o chestiuță și iron backpack. Mi-a dat niște experiență. Super. Dacă deschidem asta, ne dă asta și acum am primit niște birch logs. Nice. Nu știi când o să avem nevoie de ele, așa că o să le păstrăm. Ei, nu vreau să fiu o mâță fricoasă, sincer să fiu cu voi, dar nu știu dacă îmi place ceea ce văd în față. <laughs> Uite-te și tu creeper dubioși în partea aia, ăla habar n-am cei, măcar zombală ăștia vin la mine și chestia asta e de bine, pentru că pot să mă bat cu ei înainte să... What the heck was that? Uai ce m-a speriat, du-te în pui mei. Ăla cred că a fost mobola de acolo. Cu ce cristale dat după mine fratele meu așa dintr-o dată te m-am spări atât? Ăla atacă de la distanță? Dacă atacă la de la distanță, nu-i prea bine pentru mine. Am găsit, în schimb, o grămadă de resurse, o grămadă de fier, ceea ce e ok, e chiar super bine, dacă stăm bine să ne gândim. Fierul o să fie mult mai bun decât cupru, mă gândesc eu, servus prietene. Ia bucată, ia bucată și ia încă o bucată, mulțumesc frumos, e și dulce. Ai, dar pare destul de, cum să zic eu, pare destul de periculos. Toate pe, ăla e un deep dark lângă o dita mai, oh man. Oh, man! O să trebuiască să vin aici cu 70.000 de torțe după mine și să pun 70.000 de torțe și de-abia după aceea, dacă vreau să înaintez încet, încet cu treabă bună, să explorez toate peșterile astea și să încerc să fac ceva, pentru că altfel cred că o să-mi au o bătaie de n-ați văzut așa ceva. Și nu știu dacă vreau acest lucru. Nu prea mi-ar plăcea să pierd din nou experiență, experiență, XP am vrut să zic. nu prea cred că vreau să pierd din nou experiență și în același timp nici n-aș vrea să existe posibilitatea să rămân fără iteme. Așa că o să încerc să o joc cât mai tactic și cât mai, cum îi spune, da, cât mai tactic, cred că, practic, cu putință. Și să vedem cum, cum reușesc eu pe aici să îmi croiesc drum prin întunericul ăsta fără ca majoritatea mobilor să vină să-mi dea peste căpățână. Avem aici o torță și ăsta e un diamant. Da mă, e Deep Slate Diamond or Mother of Jesus. Yes. și oh, 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 oh. două. Ce vrei mă? Ce vrei? Ce vrea inima ta? Să-mi dau o sabă în gură care să-mi scadă jumătate din viață? What the freaking hell? Poți să am sabia ta? Normal că nu, adică de ce mi-ai dau? De ce te-ai oferit tu să-mi dai mie sabia ta care dă o tonă de damage prin armura mea de cupru când poți să nu faci treaba asta? Uh, will you? Pot spune că m-am întors victorios din peșterile acelea, chiar dacă am rămas fără sabie și aproape am rămas fără târnă cop. Avem aici două stecuri ceva de fier, plus ce mai avem pe aici. Am mai strâns și niște cupru, niște zinc și am găsit pe lângă cele 8 diamante pe care le vedeți în inventar, am găsit 23 două de geode sau ceva de genul ăsta, care, aici dacă ne uităm, scrie Breaking open at a workbench may yield vulnerable minerals. Nu știu sigur dacă trebuie să fie făcute într-un crafting table sau într-un alt tip de workbench și nu știu sigur cum ar trebui să le folosim. Sunt din tera. Ia să vedem dacă scrim aici un aron t-e-r-a. Nu tera sau... Ok, uh, Advanced Display Block, mm, nu, Tetra, o uh, de capul tău, pufle, t -r a, aici aveai tu treabă. Și cred că trebuie să facem workbench-ul ăsta, care zice, right click a crafting table with a hammer to create a workbench. Și hammer-ul se face ceva în genul ăsta? Putem să facem de piatră sau de orice alt material. Bun, deschidem pur un mușel backpack-ul și îl facem din cobblestone. Ne trebuie două bucăți de cobblestone. Ne trebuie să facem treaba asta așa, pac și pac. Luăm hello questuri. <laughs> ce quest am primit aici? Holosphere. Ok, te punem acolo deocamdată. Și vreau să facem 1, 2, 3, 4, un crafting table. Asta o să ne intereseze. Țac și pac, facem crafting table-ul. Îl punem, Ai da, nu, îl punem aici deocamdată. Îi dăm un click dreapta cu schema asta. Mai facem încă o dată un uh, achievement. Și dacă punem asta aici și dăm break open. Vedem că obținem o grămadă de achievement uri și materiale, dintre care și diamante, by the way. Ok, that's something. Uh, pristine Diamond, ok. Drops are affected by the fortune enchantment, yields increase bonuses when used for item improvements, bla bla bla. Ok. Uh, aparent e foarte interesant mod pe ăsta. <laughs> mai interesant decât m-aș fi așteptat eu. Asta văd că face aceeași treabă, dar avem 11 diamante pe care putem să le folosim la diferite chestiuțe pe viitor. Astea treceți aici, voi treceți acolo și voi treceți acolo și voi acolo și mai am ceva de pus de pe aici, fierul ăsta, probabil chestiile astea le punem aici. Diamantele aș putea să le pun aici ca să nu le pierd în caz de ceva. Și partea și mai bună este că am făcut o de o grămadă de aur și pot să-mi dau upgrade mai departe la, um, cum îi spune, la backpack-ul meu. Cam aia e intenția următoare, ca să zicem așa, treceți voi acolo, voi acolo și hai să o fac și pe voi în blocuri, wide hacknat Ba da Bada bim, bada bum, treceți voi acolo și astea acolo, astea acolo. Ah. și cât de cât, cred că dacă dau un sort, se sortează toate, da, cel mai bine, cel mai bine dăm cu sortul, ca să avem aici toate lucrurile sortate, și să nu ne bate în cap cu ele. S-a lăsat ceața și toți coloniștii noștri au fugit ca nebunii să se ascundă prin case și aparent suntem atacați, domnule. Suntem atacați din sud-vest. unei sud, unde vest? What the fuck? Am auzit ceva și nu știu ce s-a întâmplat. Uh, sud-vest, încolo. ce trebuie să mă duc. Unde, sunt? unde vă bateți? Unde vă bateți? Că e cel mai probabil ca gărzile noastre să-i fi interceptat. Și au și bătut băieșii nebun la cap. Bravo, mă, băieți, mă. Bravo, mă, băieții mei! Trebuie acum numai să mă duc totuși în sud-vest să vedem dacă și-au pus oamenii camp pe undeva pe aici, că data trecută când uh, am fost uh, atacați de pe mare, parcă dacă bine ține o minte, știu că avusese undeva o barcă cu un spawner, dar de data asta se pare că... ok, deci de data asta suntem safe. Am înțeles. Perfect. <laughs> mă gândeam și eu că pot să am un pic de acțiune sau ceva, ciuciu. -ciu. Mi-a luat-o gărzile înainte. Vezi dacă am echipat bine, bă, cu armură frumos pe ei de cupru, cu treburi, cu socotel. O să le ruginească ce drept, o să se oxideze, dar... Totuși, măcar băieții sunt, sunt pe pericol public pe aici. Ce-am mai făcut între timp? Am făcut o căsuță aici, frumușel, ca să mai avem un pic, un pic de spațiu pentru să trăim și să nu stea toți în, în asta. Și i-am dat și la nu mai știu cum îi spune, la Hanu Ancuței, o să zicem de acum încolo, i-am dat un upgrade. Și acum văd că băiatul nostru ar trebui încet încet cu treaba bună, practic, să se ocupe de construirea lui. Nu știu dacă mai are foarte mult. Dacă ne uităm aici, ai 98%. Ok, deci trebuie să mai pună niște lanterne și niște white carpet. Cam atâta mai are de făcut. După care trebuie să-mi găsesc pe undeva pe aici un loc unde să punem noi, cum îi spune, să punem noi un warehouse. Și warehouse-ul, din câte știu eu, e destul de mărișor, că în ăla o să putem să stocăm toate lucrurile de care avem noi nevoie, toate materialele și toate nebunile de genul acesta, plus că de acolo o să ducă curierul practic la toți oamenii chestii. Indiferent că e vorba despre armuri, când o să aibă nevoie ăștia de armuri sau de săbi, indiferent că e vorba despre târnăcoape sau topoare sau alte chestii de genul acesta. Toată treaba este să găsim un loc undeva aproape de tot ce avem noi pe aici ca băiatul nostru să-și facă treaba cât de cât ușor, lejer și rapid. O, din câte mă gândesc, eu nu am cum să-l pun aici. Dar o să vedem. Prima și prima dată o să vedem ce are nevoie omul ăsta de aici. Ce dorești, mă? mă hmm? ce trebuie? Iar ai rămas fără topor. Ești fantastic. Ești fenomenal. Ești un om de nădejde. <laughs> mai am ceva piatră pe la mine? Ma -o, o, dar cum n-avem? Hai să facem un pic mai multe topoare să nu ne mai facă probleme. Înainte făceam uh, câte două dată, parcă o să fac acum, nu știu, o să fac cinci. Uite, cinci topoare îți dau. Cinci topoare, să nu te mai plângi de topoare, că nu mai e topoare. Pac, le punem aici, oricum aici în inventar, în cap o grămadă. Ia de aici, băiatul meu. Fă-ți Câte lemne strâns? Oi, 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 oi. Ce vorbești, domnule? Ce vorbești, domnule, că o strâns am aici de are treabă la lemne? Păi, dar nu-i de mirare, mă, băiatule, că ai rămas fără topor. Ai fost harnic, nu glumă. Nu știu ce face, uh, cum îl cheamă, Eric. Nu se face Eric. De numai nu mă mai termin o dată chestia asta de aici. Hai mă, termină Hanuancuței, băiatule. Mai ai încă un picuț. ok, mai are încă așa, au terminat cu carpetele și acum au să pună lanternele. Perfect! Și îl prindem direct pe video cum termină Hanuancuței. Parca Parcă acum arată așa un picuț mai mult a construcției de vikingi. Deși, eh, I don't know seamănă, dar nu răsare. Mă așteptam să fie clădirile din uh, mod pe cu ăsta, mă rog, din modul acesta, că e un mod practic ăsta cu Mind Colonies. Mă așteptam să fie un picuț mai detaliate, mai pana mea, dar până la urmă, urmei sincer să văd cu voi, nu chiar așa de rău. Țin de faptul că nu trebuie să mai construiesc eu și să-mi bat eu capul cu construcțiile. Zic că stăm... Hei, hei, bine! Am terminat cu taverna. A, taverna, zicea, nu-i nimica. Ha, nu am cuțe în continuare. Um. A, ah, ok. Și văd că tot patru camere cred că avem aici. Basically, da. Una, două, trei și patru. Avem tot patru camere aici. Deci, practic, tot patru oameni pot să stea în ele. Nu știu ce e înăuntru sus în... Cum îi spune... Nu mai știu cum îi spune. <laughs> în pod, așa. Nu știu ce acolo sus, dar bănesc că nu-i nimica. Însă avem acum, practic, niște măsuți aici, aveți, doamne. <laughs> și cu niște butoaie pe care noi putem să le folosim. Oh well, indiferent. Am crezut că poate să ne ofere, dacă îi dau upgrade la level 2, am crezut că poate să ne ofere un picuț mai mult spațiu pentru um, sătenii noștri și chestii de genul ăla, dar se pare că nu. Se pare că nu funcționează așa treburile. Cât de curând o să fim nevoiți să ne apucăm să facem și niște drumuri pe aici, din ce văd, IEU. IEU. Ah, și acum, trebuie să facem warehouse-ul. Am un cufăr la... am altceva ca să fac cufăr. Bac, facem direct un cufăr. Și să vedem unde putem să-l plasăm. îmi trebuie un crafting table. Pam, pam, pam. Avem și warehouse-ul. Ok, avem aici de luat niște reward-uri pentru Playtime. Oh, domnul le- am primit un măr de aur. 70 de zile, băieți. 70 de zile ne apropiem de marcul de 100. Ne apropiem de marcul de 100. Mamă, câte mi-a dat? Câte chestiuțe mi-a dat? Ce primim din asta? Bam. Tarantula, ok, not bad. Lootbox, uh, am primit o hârtie dintre abaia și un Potion of Swiftness. Da. <laughs> Atât am avut de zis, uh, da. <laughs> e ok. Punem poțiune aici, asta aici și tarantula wing acolo și asta se repăstră noi în caz de ceva. Și acum warehouse-ul. Cât de mare este warehouse-ul? Mă așteptam să fie mare warehouse-ul sau storage house-ul sau cum eu spune, dar sincer să fiu cu voi nu mă așteptam să fie dita mai dihania de clădire. Dați-vă și voi cât de mare e. <laughs> și asta e numai la level 1. Dacă o ducem la level 5, arată ceva de genul ăsta. Deci o să fie interesantă. Aș putea să zic. <laughs> o lăsăm înapoi la level 1 și o punem fix aici. Am pus-o cu... Ups, tot a pus butoanele greșite. Am pus-o cu un bloc mai sus față de clădirea asta de aici și la șapte blocuri distanță de ea. Acum trebuie să mă uit, o să vedem unde naiba s-a pus asta. Perfect, uite aici s-a pus. Ca să pot să fac treaba următoare. Să dau pe el, Building Options. Ne trebuie un Furnace, un 140 de Spruce Logs, Spruce Fences, Spruce Stairs. Era clar că ne trebuie din alea. Să nu foarte mult, niște torțe și 18 recuri. Perfect. Păi, build building. dă înainte, prietene. Și fost treaba. Eu, între timp, o să fac treaba asta de aici. O să mă apuc să dărâm copăcei de pe aici. În mare parte, care pot să-i să, -i, să -i execut. Bine, o să mor și la la sus acolo. Nu am dat Trebuie să-i cam, să cam iau eu pe toți. Că dacă s-apucă băiatul meu de dărâmat copaci, o să ne apuce supărarea și tristețea și durerea de suflet la cât de greu se mișcă el și ținând cont de faptul că pot să stric copace sau mă rog să sparg copace ăștia și cu orice altă unealtă sau orice alt bloc pe care îl țin în mână e extraordinar pentru că așa măcar nu, pot, nu trebuie să mai îmi zic, zic stric topoarele și să tot stric materiale pe topoare pot să fac asta easy peasy lemon squeezy și să scap de treaba asta. E foarte bine să dacă vă jucați și voi în mod pe acolo ăsta sau modul ăsta, Mind Colonies, e foarte bine să vă ajutați oamenii care lucrează pentru voi pe cât posibil ca să termine treburile un picuț mai repede, cel puțin la început. Pentru că după ce se upgradează un picuț clădirile și ajungeți să aveți și voi builderul la level 3 sau 4 și mai are și el skill-uri noi și alte chestii de genul ăsta, o să fie mult mai ușor să, să facă treabă. Dar de început, ajutați cât de mult puteți voi. Cum știe mă tânărul Eric, mă să pun aici fiecare bloculeț la locul lui așa milimetric. Hai domne, bagă, bagă mare că vine noaptea și vreau să termin clădirea asta înainte să apună soarele. Că... mai Sau? Nu-mi zice că lași câteva scări nepuse numai ca să te duci să dormi. curiozitatea, suspansul. Și... Da? mai trebuie să mai pună pe interior scări, what the heck? A, ah, trebuie să mai pună încă 31 de torțe. Ai, 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 ai. că fix acum să ce la somn. tu ceapa ta, domnule Eric. Tus ceapata ta. S-a întâmplat și o mică tragedie aici în satul nostru. Uh, cred că trebuie să apăstă, da. Murise uneva pe aici, da. Murise pescarul nostru, pescărița, de fapt, aș putea să zicem. Nu știu ce Ce-a fost împușcată de un pillager? Da, mă, uite, mă. Cum naiba au reușit pillagerul ăla să împuște, nu știu. Da, mă rog. Aparent a murut un pillager și a trebuit să așteptăm o zi să stăm de-a ca să nu facem nimica, doar ca să jelească coloniștii noștri. Nu știu dacă se schimbă ceva în momentul în care faci un cimitir sau ceva de genul ăla. Mm, posibil, posibil. da oricum pescarul nostru a fost, pescărița a fost înlocuită de către un pescar, după cum putem să vedem. Și acum sperăm noi că Mesio Eric o să-și facă treaba cât de repede cu putință și să termine. Practic tot asta e gata în momentul de față, dacă să așa să ne uităm și intrăm aici. Never mind. E scandală în Ian oameni Hai, 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 hai. Hai să facem scandal. Dacă tot ați apărut, ce înseamnă să nu fie torțe? Jesus Christ! Asta ne ajută cu ceva? Nu uh v -huh. mă spit și cam atâta din ce văd eu. Hai, fecior. Eric, unde ești? Vină! Pune e torțe, boss? Pentru numele lui Franț. Deja s-a bucat de puzoare? Văd că mai are 30. Să pun, da, pune lumina și după aia suntem gata, mai mult. Suntem gata. Suntem gata cu toate treburile pe care le-am propus astăzi. Am făcut și ăla de lemne și avem o grămadă de lemne din, din partea lui adunate deja. Avem și uh, zona asta, mă rog, zona, cum doamne spune, storage-ul, unde să, să ne ținem toate materialele. Și pe episodul următor, cel mai probabil, o să mă pun eu în continuare să fac un curier sat și restaurantul. Restaurantul, iarăși, foarte important, că din ce am văzut eu, dacă le dau mâncare oamenilor în mână, ei nu o mănâncă, mă rog, în mână, în inventar, practic. Cam, cam aia ne interesează să aibă mâncare în inventar, dar nu o mănâncă din ceva motiv. Și atunci, o 100% o să avem nevoie de restaurantul respectiv pentru... Pentru a face chestia, chestia aia. Și, bineînțeles, curierul, curierul care să ducă, de exemplu, pește de acolo, să-l ducă în warehouse și după aia din warehouse să-l ducă cel mai probabil în restaurant. Cred că așa o să funcționeze lucrurile din câte țin eu minte de data trecută de când m-am jucat. Deși s-ar putea să fi schimbat un pic lucrurile, că au trecut ceva timp de când, de când m-am jucat uh, Life in the Village. Treci pe torțe. Hai mă, fecior mă. Pune mâna la treabă mă. Unii în vârste, e și mare clădirea cei drept. Dacă stăm să ne ducem undeva mai sus un pic, să ne uităm la ea, e destul de gigantă. Chiar dacă e de level 1, ocupă spațiu destul de mult. Adică, uite, arată un pic ciudat acum când e de level 1. O să-i dăm upgrade mai încolo când o să avem nevoie. Probabil pe episodul viitor o să dăm un pic de upgrade și clădirii astea de tăiat lemne. Mă bate gândul să-i dăm un upgrade și minerului. Și probabil să dau upgrade... Ăla e mă băiatele. Central Storage. Am terminat cu storage-ul. Și probabil să-i dau upgrade builder satului. Probabil aia o să fie o idee destul de bună să-i dăm un upgrade builder satului ca să poată tovarășul nostru să dea upgrade la clădiri la level 3 sau să construiască alte clădiri mai complicate. Cred eu. Nu știu. Vedem pe, vedem pe parcurs ce facem. Așa, în sfârșit. Lumină înăuntru. Toate sunt bune. Toate sunt frumoase. Păi atât mi-au terminat, i luat cam mult, cred că vreo 3 zile în Minecraft sau 4, ceva de genul ăla l-am să construiască toată hardugia asta, dar arată destul de interesting, aș zice eu așa. Bine, dai seama, dacă, am fi făcut -o, dacă aș fi făcut-o eu sau colpir sau, eu știu, alți oameni care, care, construiesc și se pricep cu building-ul sau Cosma sau poate și Dani chiar, altfel ar fi arătat clădirea asta, dar Ținând cont de faptul că trebuie făcute destul de simple ca oamenii omuleții ăștia din, din Mind Colonies, practic AI-ul, să poată să reconstruiască. Nu arată rău. Pentru, pentru, un mod, pentru un mod nu, arată destul, nu arată rău. Destul de rău. Arată destul de bine, nu arată rău. Aia am vrut să zic. Și cu această clădire fiind terminată și cu planurile pe ziua de azi fiind din nou terminate, oameni buni, Cam ăsta o să fie episodul de astăzi din Mod Topia Life in the Village 3. Eu și cu tânărul Eric vă mulțumim foarte mult pentru atenția acordată și că ați fost alături de noi și în acest episod. Nu uitați să lăsați un mic subscribe și un mic like pentru neapofu dacă n-ați făcut-o până acum și vă place contentul de pe acest canal de YouTube. Și noi o să ne vedem pe data viitoare. Până atunci, să aveți grijă de voi. Ciao, les!